Alexandra Ghecea, îți mulțumim și mergem, doamnelor și domnilor, chiar acum în Izmail. Avem o corespondență în direct prin telefon cu doamna Natalia Ursu. Doamna Ursu locuiește în Izmail. Bună seara, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția la News Hour with CNN. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru această invitație și intervenție. Doamna Ursu, când s-a întâmplat, ce ați auzit și ce ați făcut? În această dimineață rușii au atacat cu droni orașul Izmail, 4 ore de coșmar și rugăciune, aș zice eu. Am 3 ore de coșmar și frică. Izmailul, care de la începutul războiului până în prezent era un important adăpost pentru persoanele strămutate din alte regiuni ucrainene, s-a transformat peste noapte într-un loc nesigur. M-am trezit cu o bubuitură care a zguduit pereții casei unde stau la curte. Am înțeles că trebuie să fac ceva. Am ieșit în curte. În curte am crezut că tot nu sunt în siguranță și am ieșit în câmp, fiindcă stau alături chiar în câmp, unde chiar se vedeau toate bubuiturile și luminile acele explozive. Dar bombardamentele au fost doar în port sau au fost și către partea de oraș? Unde stau eu, locuiesc, sunt mai puțin departe de zona portuară a orașului Izmail, dar de fapt deasupra casei mele zburau dronele cu un zgomot teribil care nici nu pot să-l descriu și îmi dădeam seama că ele se deplasează spre port, după ce urmau exploziile. Câte explozii au fost, dacă știți? Deci după dronele care mi s-a părut că veneau din diferite racursuri, de deasupra casei veneau din altă parte, urma apoi deci explozia, după aceea se auzeau din altă direcție, iar urma explozia. E greu de descris emoțiile tuturora, fiindcă oamenii sunt foarte speriați, nu pot înțelege, chiar și eu fiind, nu înțelegeam cum pot să fiu în siguranță sau cum ce trebuie să procedez ca în cazul dat să nu... Asta voiam să vă întreb, doamna Ursu, ați vorbit cu siguranță și cu oameni, cu vecini, cunoscuții de acolo din zonă. Ce spun ei? Sunt speriați? Sunt șocați? Da, sigur. Deci oamenii de aici, din localități, cei care locuiesc în comunități, desigur au beciuri. Unii spuneau că s-au ascuns în beciuri, unii spuneau că se ascund în baie. Alte au ieșit la marginea comunităților, la marginea statului, crezând că așa vor fi mai în siguranță. La drept vorbind, vreau să vă spun că coșmarul acesta alarmele acestea care sunt permanente, oamenii nu zic că s-au obișnuit, dar în noaptea aceasta deci am simțit anume ce înseamnă. Ce înseamnă cu adevărat? Ce voiam să vă întreb, o ultimă întrebare mai am, la ce vă așteptați în orele următoare? Pentru că e limpede, am văzut că multe atacuri, mai ales în ultima vreme, au fost noaptea. Da, ne așteptăm, de fapt am fost și preveniți că e posibil să fie deci un atac ulterior și la Izmail, fiindcă recent au fost și la Rin. Noaptea care ne așteptăm, stăm neliniștiți, speriat că nu știu ce se poate întâmpla, la da. Care vorbind nu pot spune, fiindcă situația este suntem oricum. Numai cu rugăciunea la bunul Dumnezeu și să vă spun sincer, etnicii de români din această zonă nu-și doresc altceva decât să fie pace, să-și crească copii în pace. Și... ca toată lumea, de altfel, doamna Ursu, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Să rămâneți în siguranță acolo. Încă o dată vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, haideți să înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat acolo, pentru că este un pericol uriaș și pentru România.
Tot ce s-a întâmplat acolo, iată, aici, în zona portului Ismail, aici au fost exploziile. Uitați-vă, foarte aproape este localitatea Plaurul, doamnelor și domnilor, undeva la, să spunem, distanță de un kilometru. Deci, un kilometru distanță peste Dunăre, la un kilometru distanță, au fost aceste explozii. Dacă ne uităm pe hartă mai mult și o facem mai mică, vedem că mai sunt aici localități pe brațul Dunării, sunt foarte multe localități și mai mult decât atât, undeva la 15 kilometri se află chiar orașul Tulcea. Tocmai din acest motiv este foarte important ca această zonă să fie foarte bine protejată. Și de ce spun asta? Pentru că dispozitivele, dronele cu care au acționat rușii nu au o precizie foarte mare, dar vreau să vedeți mai întâi filmele făcute cu telefoanele, filmulețele făcute chiar de români, filmulețele exploziei. Un aer, bucuia asta, bă. Da, ați văzut ce s-a văzut practic de pe malul românesc, explozii foarte aproape, sunt imagini surprinse cu telefoanele mobile și da, există teamă. Și teama mai mare este amplificată și de echipamentele pe care le-au folosit rușii, sunt acele drone iraniene și vreau să vedem, doamnelor și domnilor, ce presupun, ce sunt aceste aparate, pentru că ele de foarte multe ori, s-au dovedit a fi incerte în atingerea țintelor. Aceasta este o dronă, o animație cu o dronă de iraniană. Are 3 metri și jumătate lungime, este un aparat de zbor foarte mic, cu o anvergură a aripilor de aproape 3 metri, deci este un aparat foarte ușor, cu o înălțime foarte redusă, undeva la 1,8 metri, vedeți, comparabil cu înălțimea unui soldat. Ei bine, doamnelor și domnilor, această dronă cântărește undeva la 220 de kilograme, este un aparat foarte ușor și foarte influențabil de vânt. Are o încărcătură cu explozibil în vârf și, atenție, ea are un motor care este undeva comparabil cu un motor de moped, un motor de motoscooter. Asta ne și arată această animație. Nu este un motor foarte puternic, în schimb o face cumva silențioasă. Dar, cum vă spuneam, toate aceste lucruri, toată această anvergură a dronei face ca aceasta să rateze de multe ori țintele și am văzut, doamnelor și domnilor, inclusiv în Kiev s-a întâmplat acest lucru. Autoritățile de la noi au condamnat acest atac. Vedem ce se întâmplă și în această seară, pentru că ați văzut, oamenii de acolo au fost avertizați că pot exista noi atacuri. Mergem mai departe acum.